Am vorbit scurt cu doamna Căve și însă nu cred că este ceva special de comunicat aici. Am întrebat-o cum vede acele acuzații. Mi-a reiterat că domnia sa nu se simte vinovată cu nimic și atunci am plecat destul de lămurit din discuție. Știa ceva, doamna și despre măsluirea acelui raport? Nu am stat să discutăm astfel de detalii. Asta este treaba altora să lămurească chestiunea. Nu cred că trebuie să vorbim despre o demisie atâta vreme cât, deocamdată, cel puțin nu există niciun indiciu că ar fi un plagiat acolo. Sigur, în măsura în care lucrurile iau altă turnură, se poate relua discuția. Dar deocamdată nu am motive de îngrijorare. În această chestiune am avut o discuție cu procurorul general pe care l-am rugat ca în virtutea atribuțiilor domniei sale să se ocupe ca această cercetare să se facă cu celeritate.